Preasfințiile voastre, iubiți părinți, iubite măicuțe, dragii mei, da, suntem în perioada postului mare și mâine este sărbătoarea Bunei Vestiri. La sărbătoarea Bunei Vestiri putem să spunem fără să greșim că se naște familia creștină, familia din Nazaret, Iisus, Maria, Iosif. În familia creștină am crescut cu toții și credem în această familie pentru că în familia creștină am învățat ce este dragostea, iertarea, buna înțelegerea, îndelunga răbdare. Familia creștină pornește pe un drum lung și atunci pentru ca să parcurgă acest drum este nevoie de foarte multă iubire, de multă credință, de multă îngăduință, de multă înțelegere, de multă iertare. Papa Francisc de mai multe ori a repetat că pentru a realiza acest drum în familie este nevoie de 3 cuvinte. Te rog, mulțumesc și iartă-mă. Știm noi să mai spunem astăzi, te rog, în familiile noastre, înseamnă mult respect. Știm noi să-i mulțumim celui de lângă noi, înseamnă iubire totală. Știm noi să-i spunem celui de lângă noi atunci când am greșit, te rog, iartă-mă. Înseamnă speranța că pe acest drum se poate merge. Cu adevărat, este important să nu uităm de familia creștină, să nu uităm de unde venim, din când în când, sau chiar în fiecare zi să știm să spunem, te rog, îți mulțumesc, iartă-mă. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca modelul familiei creștine din Nazaret să fie modelul pentru fiecare din familiile noastre, din țara întreagă și din lumea întreagă. Lăudați să fie Iisus!